Salutare, prieteni! Noi am ajuns aici la Alba Iulia. Alin și Bill sunt înăuntru. Stai că te arăt imediat și pe tine. Deci, prieteni, noi am ajuns aici la Alba Iulia. Îl așteptăm pe Alin să vină de la declarații. Acum a intrat... Prieteni, am făcut mult drum. Stai să te arăt și pe tine. Am făcut mult drum. Da, prieteni, am făcut mult drum. Am și oprit, ați văzut. Am mai admirat și peisajele între timp. Dar important e să rezolvăm problema aici, să vedem ce se întâmplă. Ce face acolo la declarație? Știți și voi, vă problemă. Este vorba despre acea plângere făcută datorită faptului că s-a creat un cont fals de Facebook. Iar acel cont a folosit și numele și pozele de pe Facebook al lui Alin. Și a adresat anumite amenințări și jigniri organelor de poliție. Bineînțeles că această problemă se va remedia, de aceea am și venit aici să dea Alin declarație și să se închidă odată această treabă, pentru că vă dați seama, nu este vinovat și trebuia să clarificăm. Ia stai, mami, să urcăm o mașină ca să putem să vorbim mai bine. Urcă-te tu acolo la volan. Și, prieteni, îl așteptăm pe Bill și pe Alin să se întoarcă. Noi am stat, am și oprit pe drum, ați văzut, să mâncăm ceva. I-am arătat lui David și peisajele, să se bucure și el dacă tot a venit de peisaje. A văzut, ce ai mai văzut, David, pe drum? Voi, vaci și cai, Dana, nu prea mulți. Da, David s-a supărat că n-am oprit la cai, dar o să oprim la întoarcere. Am zis mai întâi să... apucăm aici să rezolvăm problema asta, prieteni, pentru că uitați și voi la ce se ajunge din cauza unor glume fără rost, unor chestii de la niște glume făcute de niște oameni care nu realizează ceea ce fac în momentul în care creează anumite conturi de Facebook și amenință pe cineva. Dar omul care a făcut asta nu e de la Alba Iulia. Păi nu, aici probabil, cine știe, poate de aici aparținea contul sau IP-ul de calculator, după care acea persoană a adresat acele jigniri și acele amenințări. Dar, prieteni, niciodată, indiferent că sunteți și adolescenți și oamenii... Poate nu știu să facă o glumă și... Da, dar glumele astea nu se fac, David, pentru că glumele astea se plătesc prin lege și, uite, sunt aici poate și copii care ne urmăresc sau adolescenți sau chiar și oamenii mai mari de vârstă, care trebuie să înțeleagă că nu e ok să facem asemenea chestii și să ne dăm în identitatea altei persoane sau să ne folosim de pozele lor personale, pentru că este ceva care nu trebuie făcut. Este o chestie foarte gravă. Unii oameni nu își asumă chestia asta și am văzut pe Facebook... Unii sunt copii, dar... Da, uite, am văzut, de exemplu, și copii care își fac conturi cu nume false sau oameni care au anumiți dușmani. Nu știu. Sau oameni care au anumit dușmani și vor să le facă rău postând poze cu ei și indecente și multe alte chestii care la fel se plătesc prin lege. Deci nu e ok. Noi de aceea am și bătut atâta drum să venim să clarificăm această situație. Și bineînțeles să clarifice Alin, pentru că oricum domnii au vorbit cu el și au înțeles situația, că nu este contul lui și că nu ar face niciodată așa ceva, dar uitați că sunt persoane care ne vor rău și care au făcut această chestie, bineînțeles, intenționat, pentru că n-ai cum să faci o glumă ca aceasta și nu cred că se întâmpla tocmai lui, dar na, până la urmă are un cont public și a asumat chestia cu YouTube-ul, cu postările pe care noi le facem zilnic. Probabil ori cineva care nu ne suportă sau a avut ceva personal cu Alina a făcut chestia asta, ori probabil cineva care are ceva de împărțit cu el cu adevărat personal. Dar cel mai important este că se va rezolva situația, se va clarifica. Aștept, v-am zis, să vină de la declarație, să vă povestească și el ce s-a întâmplat acolo. Și apoi o să plecăm din nou înapoi, v-am zis, prieteni, pentru că n-are rost să rămânem aici noaptea asta. Nu avem nimic altceva de făcut aici decât să rezolve Alin problema pe care o are și apoi o să ne întoarcem din nou. Cum bănuiam aseară, Olga a fugit, v-am spus deja de aseară că cred lucrul ăsta. Prieteni, în loc de Olga, noi l-am luat pe Pingu.
Da, am luat pinguinul. Deci, prieteni, cum v-am și spus aseară, Olga vorbea la telefon și deodată, poc, s-a tirat. Am încercat să sun pe Facebook, pe număr, nu mi-a răspuns pe nimic, până am văzut că a postat din gară un clip cu o prietenă de ei, Alina, care a ajutat-o, bineînțeles că ea a vrut să-i facă un bine, fata. A ajutat-o și a dus-o la gară. Noi n-am vrut să o ducem, ăsta e adevărul. N-am vrut să-i dăm drumul la gară ca să se ducă înapoi la Diamant. Am vrut să o ținem aici cu noi acasă. Și... uite, domnul Bill a venit un pic până la noi, îl așteaptă și pe Alin. Să bea o țărăsuc. Deci aici, domnul Bill, știți că am probleme cu sănătatea? L-a însoțit pe Alin, că știți că nu îl lasă singur și are mereu grijă de el. Și prieten, cum v-am zis cu Olga, eram aseară, a dispărut, am văzut video cu ea din gară împreună cu prietena ei. Bude Olga. Și a dispărut. Ei, numele nu e bun, Olga. Olga. Și a dispărut. La un moment dat am reușit să dau de ea. M-a sunat, era ora 1:30, și-a luat bilet de tren cu tot cu... Da. Și-a luat cu tot cu pat să poată să dormă până la Timișoara, că avea de făcut vreo 5-6 ore până acolo. La urmă, prietena nu a legătura cu ea. A zis că e acolo e fericită, că acolo e mai bine ca acasă. Eu i-am zis, bă, Olga, dacă tu n-ai înțeles, m-am chinuit de atâtea ori, s-au plictisit și prietenii de câte ori le-am povestit chestia asta cu tine, că am încercat să te explicăm, că vrem să te ajutăm, ca așa. Am zis, stai acolo, fii fericită, n-ai decât și ce să zic. N-am avut ce să-i mai zic. Nici nu prea mai răspund la telefon, că m-a sunat și azi de vreo 2-3 ori, dar nu mai vreau să o bag în seamă, pentru că am băgat-o în seamă și uitați și voi. Ne-a lăsat iară de izbeliște, cum a spus și Alin, nici măcar la Leo și la patroana nu au mers la vizită. Aproape de Diamant. E aproape, da. Nu a fost nici măcar la Leo și la patroana să-i vadă. Dacă tot a venit și a făcut atat tantam, știți și voi, și cu taximetristul pe drum, când s-a întors și așa, atâtea probleme făcute degeaba, că nici măcar nu a mers unde avea de mers cu adevărat, să facă o faptă bună sau ceva. Azi era cu Diamant la spital, ea avea alte griji. Să nu-i fie rău lui Diamant, să nu-i fie rău la ăla, dar așa la patroana Leo n-a mers să vadă dacă le-i sau nu le-i rău. Nu mai zic nimic, prieten, fiecare face ce vrea cu viața lui, până la urmă, nici nu putem să o ținem noi în lesă, vorba aia, care o vârstă, nu putem să o obligăm să facă nimic. Dacă ea nu se gândește la lucrurile de acasă, la familie, la copii, nu putem să ne gândim noi în locul ei. Noi am făcut ce am putut și cred că e de ajuns. Acum, prieten, v-am zis, avem și noi alte griji pe cap, sunt destule probleme oricum, cu Leo, cu patroana. A mai fost și chestia asta care ne-a încurcat oarecum planurile, dar bineînțeles că a trebuit să fim prezenți. Vom vedea ce face în zilele astea. Probabil Alin va trebui să meargă și la tatălui la pachet, la Leo și la patroana. Și vom încerca să ne programăm și noi, dar să vedem. Va merge unul dintre noi la Leo, unul dintre noi la patroana, că nu putem să mergem... De exemplu, dacă merg eu și David, ocupăm două locuri la Leo. O să las pe David la Leo cel mai probabil și să merg eu la patroana sau invers, să vedem cum ne rotim ca să poată să intre și Alin. Și prieteni, ce să mai zic, este, va fi obositor, vă dați seama că o să ne întoarcem la Pitești, dar tu ce mai zici, David? Mănânce Leo? L-am băgat pe David. Mi-a zis că Alin o să se ducă, că e copilul lui Leo. Tu normal, nu, mami. Nu ești tu copilul lui Leo. Păi nu sunt eu copilul lui Leo. Ce comic ești. Normal că Alin, mă duc eu cu Alin. Păi da, Alin merge cu tine, că e tatăl tău și Alin merge la tatălui. Dar acolo are un geam care poți să vorbești cu el pe acolo. Da, prin geam, că nu ne lasă acum la masă, că suntem în situația asta cu coronavirus. Prieteni, afară a început să și plouă, de aia nici nu l-am mai scos pe David. A început să picure ca lumea. Ce să mai zic, noi îl așteptăm pe Alin și vă ține la curent. Probabil când se întoarce o să vă dea și el verdictul la ce s-a întâmplat. O să vă povestesc mai detaliat. Până atunci, eu vă mulțumesc că ne urmăriți în fiecare zi, că sunteți alături de noi într-un număr mare. Vă pup, prieteni, să mă anunțați și dacă au ajuns tricourile, pentru că vreau să știu. Am înțeles că a fost problemă cu două dintre ele și nu au sunat cei de la curierat.
dar vreau ca restul să mă anunțați, să știu la cine ajuns și la cine nu a ajuns, ca să știu și să sun la sediul la care eu am trimis coletele. Vă pup, prieteni, să aveți o seară minunată, să nu uitați să vă abonați la David de la Strehaia și la Alin de la Strehaia și să fiți alături de noi, cum ați fost până acum, pentru că și voi ne încurajați într-un număr destul de mare și chiar vă mulțumim că ne ridicați mereu moralul. Vă pupăm și ne vedem mâine!